Analize, să facem, să avem profeții certe. Tot încerc și spun că e o prostie, că nu știu. Ce pot să spun însă din sursele pe care le am și din ce am citit este că nu este o întâmplare. Eu o să vă reamintesc că am scris un editorial. Ați fost primul care a scris. Da, am scris în legătură cu un lucru foarte important și lista asta nu respectă cu excepția lui Rareș. Adică am spus că anul acesta, românii, zic eu, se vor gândi cu mai multă atenție la cei care merg la Bruxelles. Adică avem deja, suntem la capătul a vreo 3-4 ani de campanii pe tema, bă, dar ăia ce fac acolo pentru noi? Celelalte alegeri europarlamentare au fost alegeri de partid. Adică au ieșit primare, le-a zis, ieși la vot, dar ce facem, mă, la vot? Nu contează, PSD-ul votat, nu? Cred că anul acesta și dezbaterea va fi ce facem noi acolo. Adică, cum sună interesantă lozin sloganul PSD, România merită mai mult. Slogan foarte interesant, așa o să-l discutăm atât. Și atunci, una din condițiile pentru ca românii să pună ștampilă, în afară de cei pe care reușește cu chiucul vai să scoată primarul din partea respectiv, este locul lor e acolo. Uh-huh. De pe această listă, Rareș e acolo. E perceput, e jurnalist, adică lumea spune, băi, e mureșan, să zicem, deși nu e cu... Iar ei alții n-au nicio legătură cu listă. Nu am cunoscut, din punctul ăsta de vedere, o listă, dacă îi poate fi expresia mai catastrofală ca asta. De ce? Păi domnul Blaga poate fi oriunde și președintele României, dar nu la Bruxelles. Cel puțin în imaginea mea ca alegător. Ce-ți fac el la Bruxelles? Nu-l văd. Deci încă o dată, românii care călătoresc, nu mai sunt, au Facebook, își imaginează că unul la Bruxelles, nu știu, vede-te acolo, vorbește limbi străine, e european, dar nu are imagine. Își omoară niște primari. Este o catastrofă. Păi dacă toți din ăștia intră pe listă, și Hava, și Falcă, și cine mai era acolo, ăsta trebuie alegeri. Nu văd legătura între Hava și Uniunea Europeană. Adică dacă ei, să spunem, Ioan Mircea Pașcu, da, l-au văzut la televizor că e de acolo. E vicepreședintele Parlamentului European Oamenii l-au văzut. Nu că poți să fii de acolo și să nu fii activat. De exemplu, pe Renate Weber. Norica Nicolae, pe primul loc în sensul. Norica Nicolae apare la televizor pe toate emisiunile, ea care e la Bruxelles. Dar din coace nu văd rostul. Dar mă întorc. Momentul prim nu este... Și atunci, când vorbeam de noirea acestei liste, nu mă refeream la ideea că vine, nu știu, uite, la... Dacă aș conduce un ziar, vine PSD-ul și zice, Matalie, de treabă cu noi, dă-ne și nouă pe cineva și eu dau femeia de serviciu, că oricum vreau să scap de ea. Nu. Eu mă refeream la capete de listă care să aducă o noutate. Anul acesta va conta foarte mult noutatea, vezi USR și plus. Și asta a fost unul din calculele PNL-ului. Deci Rareș Bogdan nu e o întâmplare. Poți să dezvălui, s-au făcut sondaje cu el, adică a fost pipăie bine și se pariază. De-aia spun că momentul este intrarea lui în politică. Pe intrarea unui jurnalist, care, pe părerea mea, a avut foarte multe componente de politică, uneori chiar prea politician decât pe gustul meu, de-aia și războaiele mele cu el, deși am lucrat mult cu domnul Rareș Bogdan, dar data aceasta aveam de-a face cu aducerea în politică a unui om nou, a unui jurnalist, care n-a mai făcut până acum politică. În ce măsură va... Și aceasta a fost o operațiune gândită, nu e făcută de acum, a fost sondat, de-aia s-a dus și prin piață. Deci, succesul sau eșecul cu aceste operațiuni, o să-l vedem. Nu pot să mă pronunț, dar încă o dată momentul este acesta. Avem un moment când breasă la jurnaliștilor, trimite în politică. Acum ați văzut că în Ucraina ăla e actor de comedie și e pe primul loc și devansează pe toți. N-ai de unde să știi. Și în Italia.